După un cutremur major, Japonia se confruntă acum cu o altă situație dramatică. Munca echipelor de salvare este îngreunată de condițiile meteo extreme, în timp ce continuă să caute supraviețuitori. Autoritățile avertizează asupra ploilor abundente și a riscului de alunecări de teren în zona deja afectată. Sute de clădiri din peninsula Noto au fost distruse în urma cutremurului.